Da. Lasă-o pe mama să mai citească o dată și tu urmărește așa ce spune mama și începem discuția. Vă rog. Vă rog, vă rog. Da. Deci două... Așa. Deci două drepte paralele tăiate de o secantă. Da. Așa, am făcut și eu două drepte și tăiate de o secantă. Dar știți, ei dau și răspunsul în carte. Spune unui 36 de grade, unui 144 de grade. Așa. Urmăriți-mă. Urmăriți-mă acum. Deci totdeauna când tăiem două, când două drepte sunt tăiate de o secantă, de o altă dreaptă, da, se formează 8 unghiuri. Da, 8. Nu mă vedeți acum, dar ați tras două drepte? Da, 1, 2, sus, 3, 4, de sus, deci 1, 1, 2, 3, 3, 4 și am încheiat ca într-un cerc. 1, 2, 3, 4, da? Asta, da, e parte de deasupra unei linii. 1 și 2 și de desubt la linia aceea 4 și 3 și 4, da? Acum la linia a doua. La linia a doua continuăm cu 5, 6, 7, 8. Da. Da? Ei bine, dacă ne-am înțeles aici, trebuie să vă spun că sunt perechi de unghiuri, două câte două, egale ca măsură. 1, 2 și 5, 6. Nu. Deci, 1 e de aceeași măsură cu 3, că sunt opuse la vârf. 1 cu 3. Așa, da? Cu o linie aici, da? Da, 1 cu 3, 2 cu 4. Da. 5 cu 7, 6 cu 8. Da? Dar ele mai sunt și dintr-o altă perspectivă în discutate așa, unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente. Ca să ne înțelegem, vă spun așa. Ce înseamnă alterne? Adică alternează de o parte și de alta a secantei. Alterne de o parte și de alta. Și faptul că sunt, vorbesc de alterne interne, înseamnă că sunt de o parte și de alta, dar între cele două drepte paralele. 3, 5, 4, 6. 3, 5, 4, 6. Foarte bine. Notăm. Alterne. Alterne. Da? Interne. Interne. Și zicem acolată. 3. A spus foarte bine. Unghiul 3. Și puneți o căciuliță deasupra. Unghiul 3. Așa. Egal ca măsură cu unghiul 5, a spus dumneavoastră. Și bine a spus. Așa. 4 cu 6. 4 cu 6, perfect. Mai avem o altă pereche. Asta a fost o primă categorie. 2. Alterne. Alterne. Externe. Externe. Că ne rămâne 1, 2, 7, 8. Deci 1, 1 cu 7. Tot alternează, da? Dar în exteriorul dreptelor. De ce se cheamă alterne externe? 1 cu 7. Deci 1 egal cu 7 și 2 cu 8, a spus, nu? 2 egal cu 8, da. Deci astea sunt alterne externe. Și mai există o a treia categorie, corespondente. Corespondente. Da? Da, corespondente, adică care corespund de aceeași parte. Nu mai alternează. Și aceste corespondente sunt 2 cu 6, 3 cu 7. 2 egal 6 și 3 egal 7. 2 egal 6. Puneți căciulițe deasupra ca să zicem că sunt unghiuri. 2 cu 6. 3 cu... Cât am zis? 2 cu 6. 3 cu 7. 3 cu 7. Și tot atât de bine partea cealaltă. Continuăm și partea cealaltă a dreptei. 1 cu cine? 6, 2 cu 6, 1 cu 5. Foarte bine, 1 cu 5. 7. Da? Și 3? 1 egal 5.
și 3 cu 7. Foarte bine. Deci, doamnă, corespondente. Corespunde aceeași parte în limba română, da? Sunt corespondente. Da. Deci, încă o dată, două drepte tăiate de o secantă formează perechi de unghiuri, perechi de unghiuri de trei categorii. Alterne interne, alterne interne, alterne externe și corespondente. Deci ne-am pus la punct cu limbajul în ceea ce înseamnă denumirea categoriilor de unghiuri. Alterne interne, alterne externe și corespondente, da? Ei bine, acum dumneavoastră spuneți că aveți o informație, că niște unghiuri adună. Unul este de patru ori celălalt, parcă mi-a spus, nu? Bun. Bun, frumos chestia. Doamne, faptul că unul e de patru ori celălalt, e de parcă ar spune că doi în comparație cu trei, ălea vecine în prelungirea dreptei, e de parcă ar spune că unghiul 3 e de patru ori doiul. Eu am scris că unghiul 3 e de patru ori. Unghiul 2. Sau, pe partea cealaltă, de parcă aș spune că unghiul 4 îi de... Unghiul 1, pardon, că unul e cu 3, dacă vedeți acolo când, cum sunt opuse. 1 cu 3 este congruent, da? Așa, am înțeles. Deci unghiul 3 ar fi de 4 ori numărul 2. Da? Opusul lui în partea de sus. Adică 1, altfel 1 ar fi pe partea cealaltă, ca și cum aș spune că unul e de 4 ori unghiul 4. Unul de 4 ori unghiul 4. Ele sunt de aceeași parte a dreptei. Vedeți, împreună fac 2 și cu 3 fac, notați-vă, unghiul 2 plus unghiul 3 fac 180 de grade. Exact, 180 de grade. Da, că sunt de aceeași parte, sunt e dreapta în prelungire acolo, vedeți? Deci 2 și cu 3 fac 180 de grade. Acum, în loc, cum 3-ul este de câte ori a spus? De 4 ori 2-ul, cum... Perfect. Acum răspundem. Cum 2-ul, cum 2-ul am spus, nu, 3-ul este de 4 ori 2-ul. 3-ul egal 4 ori 2. 2. Da. Atunci, ori facem pe asta, ori partea cealaltă, e tot una. Deci noi ne concentrăm numai pe varianta asta. Că unghiul 3 e de 4 ori 2. 3. Da? Faptul că 3 e de 4 ori 2 înseamnă că în loc de 3 pot să pun de 4 ori 2. Adică hai să notăm pe 2 cu un X, că nu știm cât de mare este. 2 în paranteza cu X. Da? În loc de 2 punem X acum. Și vine X plus X plus de 3 ori X. Din cauza că a spus, da? Mi-a spus că e de 3 ori sau de 4 ori? De 4 ori celălalt. A, zice plus 4x. Deci x plus 4x egal cu 180. 4x egal 180 de grade. Corect. Și atunci înseamnă că 5x egal cu 180 de grade. 180, da. Și numai x va fi egal cu cine? 180 împărțit. 180 împărțit la 5. Da, și face... 15? 36! 36 de grade este! Exact cum mi-a spus. Da? E diferența până la 180. Celălalt este 180. 180 minus... minus 36. Da? 144. Face 144. Nu, eu fac o oră,
fac așa cum ați văzut, eu am acolo pe Prof Online și dacă dumneavoastră aveți răbdare, intrați așa, tastați pe Google Prof Online, ia notați-o. Google Prof. Proful, online. Proful, da. Online, bine? După ce asta, asta, dați click și apare link-ul meu. Dați căutare și apare link-ul meu. Link-ul în care scrie profesorul Ioan Ursu, prof online, nu știu ce e acolo, numărul de telefon. Așa. Da. Și dați click pe link-ul acela și se deschide o pagină nouă în care mă vedeți pe mine. Și prima chestiune este video. Nu sunteți cu un calculator acum ca să vă ajut? Am înțeles, vă vine mai greu. Dar acum dacă vă notați cu scrieți pe ceva pașii pe care îi să urmați. Așa. Și apare o pagina mea mare în care vedeți prima chestiune video apicultură scrie. Video apicultură. Video apicultură. Și mă vedeți pe mine acolo într-un lan de flori. Eu sunt și un pasionat apicultor, da? Așa. Mai jos, vedeți scris video matematică. Deci sub video apicultură apare video matematică. Și mă vedeți pe mine la o tablă, cum explic acolo. Și dați click pe video matematică, dați click aici. Și se deschide o altă pagină, unde vedeți vreo 700, este o pagină, cu 700 și vreo 50 ceva sau 760 de lecții de matematică, filme. 760 lecții. Da, da. Și dumneavoastră... Lecții matematică clasa 5 sau clasa 6, nu. Asta vreau să vă spun. Dacă vreți să le găsiți exact pe capitole, aici când defilați pe pagina aceea de vedeți 760 de lecții, cât ori fi, nu mai țin minte, că fiecare zi tot adaug. Da. Pe partea stângă există un grup de lecții care spune așa, dacă ești în situația lui Nicoleta, de clasa 6-a, vino aici și te poți ajuta. Sunt acolo, da, sunt un set de ghișiții, de probleme, pentru clasa a șasea, că fetița aceea acum 2 ani era într-o situație foarte grea și am luat-o de jos. Și am parcurs toate lecțiile cu ea, cum ar fi de la a doua până la a șasea. Și acolo se văd toate lecțiile, se văd și lecția astea cu paralelism, cu drepte, cu nu știu ce, cu toate chestiunile. Dacă însă aveți în continuare, după ce ați parcurs asta, răbdare, vă duceți în lecțiile cele 760 și anul trecut sunt o serie de lecții între cele 760 făcute pentru clasa a șasea și scrie în dreptul lecției pentru clasa a șasea, făcute cu Miruna, o altă fetiță și cu mama ei. Mama ei, ca dumneavoastră, româncă de aici, a venit tot timpul cu fetița ei de mână și am făcut lecții împreună. Și acolo vedeți foarte multe lecții pentru clasa a șasea. Și toată geometria și tot ce aveți dumneavoastră și lecții la clasă, tot le vedeți. Deci în clipa asta aveți pe Prof Online la dumneavoastră acolo. Nu mai trebuie să știți să umblați și să-l găsiți că... Sigur că da, sigur. Dar dumneavoastră acum mai spuneți tuturor românilor din Italia și altor prieteni pe care știți, de au copii, că au șansa de a intra la Prof Online și acolo văd lecțiile încă de la clasele cele mici și până la clasa a 12-a. Deci totul este pus acolo pe internet. Veți vedea niște lucruri frumoase. Am înțeles. Am înțeles. Dar vreau să-l ajut și cum pot să-l controlez când fac lecții, dacă eu singură nu sunt
asta. Nu știu cât ce apăs. Da, acum v-am dirijat. Veți lua un, veți intra în posesia unui calculator, unui, vă duceți la cineva, un prieten care are un... Sigur că da. Și spuneți-le în italiană că căutați pe prof online, vă ajută acolo cine trebuie și acolo navigați și veți găsi, veți produce o mare bucurie nu numai românilor, să spunem, și celor care nu știu încă. Că mă gândesc în perspectivă să reușim să facem traducerea acestor lecții. Poate apare, Dumnezeu plătește... Da, dar foarte bine că spuneți asta, însă de vorbit, vorba mea nu mai traduce nimic, eu nu mai fac ce, în română vorbesc, da? Deci, da, deci povestea este ca într-un timp, nu știu cât, oameni de aceștia care sunt interesați, care plâng de durere, cum sunteți dumneavoastră pentru copilul dumneavoastră, să reușească să facă o dublare a filmelor. Știți cum să traduc filmele într-o altă limbă? Da? Și poate găsiți pe cineva care e de bună credință, se poate forma un site cu traducerea filmelor mele în limba italiană, dublarea lor în italiană, încât copiii să fie ajutați. Sigur că da, sigur că da. Dar vreau să vă spun pe cea dreaptă, se poate construi cel mai tare job cu putință. Deci, având de la mine acceptul, vă dați seama, cel care vrea să-și construiască un site în italiană dublând filmele mele, nu face decât un bine tuturor, iar eu m-aș bucura din suflet ca să fiu de ajutor nu numai copiilor, numai celor vorbitori de limbă română, din limbă română și celor de limbă italiană. Și una este când explic eu și alta ca dumneavoastră să explicați la dumneavoastră încă o dată copilului. Este mult mai dificil. Da? Lavinia, tu acum o să vezi acolo când citești pe internet, la Prof Online, că eu am transmisiuni în direct, am o televiziune de la ora, deci de la ora cât începe, de la 4 pe clase, este afișat acolo orele care fac transmisiuni în direct, la 4 la 10 seara, 6 ore fac transmisiuni în direct, la Prof Online TV. Da, mă, da, Lavinia, te-am înțeles, Lavinia, dar știi ce? Faci următorul efort care poți să-l faci este să ai și tu un calculator acasă cu internetul și să pe un laptop ceva, nu este o mare problemă și în final să ai, sigur, pe telefon am un nepoțel aici care tocmai, și eu, da? Nu uitați de mine. Nu uitați de tine și să poți intra și să vadă lecția în direct, chiar și pe telefon se poate, da? Pentru puțin. Vă urez un an bun cu sănătate și bucurie. Îmi cer scuze pentru nepoțel că v-am ținut prea mult de vorbă. Nicio problemă, nicio problemă. Eu o să vă mulțumesc, uitați, într-un mesaj, dacă o să vedeți, că o să vină de la mine cu mii de mulțumiri pentru dumneavoastră. Dar un mesaj unii să-l scrii. Unii să-l scrie, să scrie acolo la una din lecții. Cum fac foarte mulți cei care vizionează lecții de-a mea, au posibilitatea să scrii și un comentariu. Fă un comentariu apropo de dragostea care te-a prins pe tine pentru că ai dat peste Prof Online. Mulțumesc, bine. Bine. Sănătate multă. Sănătate. Sănătate și un an nou cu bucurie. Mulțumesc, sănătate. Mulțumesc frumos. La revedere. Sănătate. Ce ați înțeles voi de aici, dragilor? Nu știu, că vă sună lumea. Dacă vă sună lumea, și iată cât cere mult respect manifestă lumea, da? Ați reținut acest lucru? Este da. Extraordinar. Deci de unde? Și cum se poartă cu din mine? Din Italia. Din Italia, din Germania, din America, mă sună. Și din Franța? Numai români.
românii care știu, au copii acolo și ei nu se pot descurca și atunci, pentru temele de acolo, ei mă sună să le fac tema. În cea care e dată în America, nu e nimic important cât este. Important este ceea ce am vrut să spun acum. Iată, cât m-aș fi străduit eu să vă spun, George, despre felul în care trebuie să te porți, iată, să și înregistrează, și o fac asta cu toată răspunderea. De ce? Pentru ca să înțelegi un lucru. Acei oameni care nu pot să ajungă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria aceea de a da peste mine și faptul că le-am acordat câteva minute. Da? Iată cât de important este să învățăm să ne purtăm. De aici ai învățat un lucru spectaculos. Uită-te la tine și înțelege că trebuie să te porți cu totul și cu totul altfel. Să știi să mulțumesc complet pentru tot ce se întâmplă. Că e o șansă imensă să stai de vorbă cu mine. E o șansă imensă. Și trebuie să privești ca spre ceva care e sfânt. Nu așa cum privești tu cu foarte multă da? Atenție multă. Deci de aceea îți propun să punem la treabă și să lucrăm cu responsabilitate. Da. Da, foarte bine că s-a înregistrat. Că am avut discuția mai devreme și a trebuit să înțelegi un lucru. Bine că a sunat, că dacă nu suna, nu te puteam convinge despre ceea ce tot spuneam. Ai grijă, George, pentru că te afli într-o situație deosebit de frumoasă, pe care tu nu știi să o prețești. Așa. Da, noi rămăsesem la problema aceea, nu știu da, unde. Da, știu acolo când aflam cât este B-ul. Dar m-a ajuns tu, am șters pentru că era, era foarte important, foarte important să răspund femeia acestea, care era o mămică acolo în suferință, tocmai departe. Da, sufrea pentru copilul meu, că o să iau unii suficient sau ceva. Nu, era clasa 6-a și nu știam să-ți facă ghișițiu. Da, știu că la clasa 6-a, doamne, sunt mai dure, că la clasa 1-a, la clasa 2-a. Nu că sunt mai dure, dar sunt chestiuni pe care ei nu le înțeleg, copiii, și iată că împreună cu familie, cu părinții, cu tot, mame și tații sunt într-o stare de stres și vor să găsească soluții. Da, și ei sunt da? Și vin, iată, și uită. Vin la distanța aceea, încearcă să găsească soluția probleme și noi suntem aici și ne întrebăm, păi da, trebuie să ne jucăm pe telefon. Cum se înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Nu avem interes maxim să facem aceste lucruri aici. Da? Deci de aceea pune lucrurile pe nume, se înregistrează să se înțeleagă că aici tu ai o șansă. Hai. La unde suntem? La? A, păi eu din păcate. N-ai scris nimic tu. Ba da, eu am scris, dar eu eram puțin mai în urmă. Și am sper și eu nu mai. Nu, că știu unde eram, când îl aflam pe oceul. Când aflăm ce? Da, nu mai avem acolo. A fost vorba de o pătrime, am găsit că ce egal cu B plus de 4 ori, nu? Cam așa și că 116 este, cum zicea, nu știu cât. Dacă găsim problema, le facem acum. Da. O găsim și ne-am văzut. Aflați numerele ABC, știind că A egal cu 1000, A este egal cu 1624. Da, el. Și că o pătrime din B este mai mică. Adică 1 pe 4 din B i-am adăugat 29. Așa parcă era, nu? I-am adăugat 29 ca să facă cât o pătrime din C. Așa este. Și că mai aveam că A plus 3B plus 2C este egal cu 4496. Deci A plus 3B plus 2C face 4496. E bine, am găsit de aici, George, că C-ul ar fi egal cu B plus de 4 ori 29. Mai îmi țineți minte? Da. C-ul egal cu B plus 4 ori 29. Dar n-ai scris nimic.
Păi, dacă în continuare eu tot trebuie să-ți fac observația asta, eu ți-o fac. N-ai ținut nimic din ce am spus mai devreme? I-am scris, asta era deja scris. Da. Asta eram la... Da? Și cât faci? Mai puteai ajuta dacă era deja scris. Da. Deci este B plus cât? 4, 9, 3, 6, 4, 2, 8 și 3, 11. Fac 116. Așa că pe ea l-am înlocuit cu 1600 și aveam 3B. Te rog să spui cât este 3B plus 2C. Este egal cu? Ce este egal cu? Păi egal cu ce scris? Teorbetera. 4496. Minus 1629. Da, și ne dă 2872. 2872. La care adăugăm jos că C-ul este B plus 116. Nu? B egal cu C plus 116. Și cum am gândit noi că trebuia să găsim de pe A, B și C de aici, ai spus tu, aici ne-am oprit, că înlocuim pe C-ul de aici, da, cu B plus 116, da, și vom avea 3B plus 2 ori C, adică B plus 116. B plus 116 egal cu 2872. Deci 3B plus 2 ori C, adică B plus 116. Și echivalent cu 3B plus, desfacem aici distributivitatea arilor, plus 2B plus 2 ori 116, 2 ori 6, 12, 2 ori 1, 2 ori 1, 3, 2 ori 1, 2, plus 232, egal cu 2872. Și câți de B sunt aici? 3B și cu 2B? 5B. 5B. Plus 232 este egal cu 2872. 2872 și tu, George, 5 ori te rog, B. Tu, Mihai, fă și tu calculul. Hai, mă ajut și tu, lucrăm împreună. 5 ori B. Minus 232, da? Și cât vine? 2 din 2 face 0 la unități. 2640. 3 din 7. 2640. 4. Da, 2640. 2640. Asta e 5B. Numai un singur 2640 B. 2640 împărțit la 5 face egal cu 5 în 26 de 5 ori. Că 5 ori 5 face 25 și rămâne un 1 rest. Coborâm pe 4. 5 în 14 de 2 ori, 2 ori 5 face 10 și rămâne un 4, coborâm pe 0, 5 în 40 de 8 ori. 528 este cine? B-ul este 528. Iată-l pe B, egal cu 528. Ăsta e B-ul. Și dacă, și acum, puteți să rog, ce este egal cu 528 plus 116, ce este egal cu 4, 644, 3, 644, 644, da? 644. Și atât am aflat pe A-ul a fost dat de autor, B-ul l-am găsit noi egal cu cât? 528, iar C-ul este 644. Deci, încă o dată, e vorba de a găsi numerele ABC, au zis autorul, dar pe ea ni l-a dat. De ce? Nu știu. Eu puteam să zic așa, numai B și C. Găsiți numerele B și C. La data aici se face scăderea asta. Practic asta a vrut să facă din... Fiindcă AU era prins în relația asta, trebuia să scădem din 4496 pe 1624, va dacă nu ne încurcăm la scădere. În rest, a fost jocul ăsta foarte tare. Hai să ne amintim, cel mai tare lucru a fost comparația... Că de la 29 la
la fiecare, la fiecare, la fiecare segment de celălalt, nu? La fiecare pătrime adăugat cu 29. Ei, asta a fost cel mai greu lucru de făcut. Mergem mai departe. Foarte, și te rog, o altă problemă? Nu am. Ei, n-am să caut tot eu. Așa. Da. Diferența a două numere este nu știu cât. Diferența a două numere este, deci A minus B este egală cu 5864. 5864. Dacă mărim primul număr cu suma lor, dacă mărim pe primul număr pe A cu suma lor, obținem de, dacă mărim primul număr cu suma lor. Deci ăsta este A-ul mai mare și B-ul mai mic. Diferența între A și B, deci ăsta este A-ul, ăsta e B-ul, diferența între A și B este de 5864. Dacă îl mărim pe primul număr cu suma lor, adică punem în continuare încă o dată un A, deci am pus, ăsta de aici a fost A și am mai mărit încă o dată cu A și încă un B ca să fac suma lor. Deci observați că acum am construit, da, ce am construit eu. Pe primul număr l-am modificat cu suma. Asta e suma. A plus B. Atunci, zice că obținem de 7 ori numărul al doilea. Deci dacă mărim pe A cu suma, adică A și cu B, da, obținem de 7 ori, deci A plus A plus B egal de 7 ori B-ul. Asta e relația. George, vreau să mă ajut, că se pare că acum chiar am încurcat. Zice că diferența a două numere este 5864. Graficul ăla ce vă s-a spus mai mult, asta e, deci... Deci din A a scăzut pe B și asta este în plus. Asta înseamnă A minus B. Diferența 5864. Înseamnă că A-ul este B plus ceva. Plus 5864. Da. Și acum zice, dacă lui A de până aici îi adaugi încă o dată pe A și pe B. A, deci dacă îi adaugi. Deci lui A, dacă îi adaugi încă o dată pe A până aici. A-ul până aici. Da. Și pe un B. Ce rezultă? Ce rezultă? Este de 7 ori B-ul. Hai să vedem. Practic am un B aici. Și cu atât. Fiindcă am mai pus un A, eu înțeleg că am până aici un B și suma asta, cât este asta de aici? 7.000, nu, 5.864. Deci am plus de 2 de 5.000. Da, de două ori văd pe ăsta. Da. Văd B-ul o dată de două ori și încă o dată aici. Vezi, pe B îl vedem așa. De 3 ori. Deci B aici, B aici
Și de un capătul ăsta. Păi și ce înseamnă chestia asta că 3db dacă scădem și înseamnă că 4db este egal cu 5864. Nu te grăbi, nu te grăbi, nu te grăbi. Deci, fii atent acum. În toată construcția asta, în toată construcția asta făcută, sunt 6 sau 7db. Egal 7db. Păi dacă vedem, deci 3db sunt la A, nu? În toată, în toată construcția asta, 7b înseamnă un 3b, da. 1, 2, 3 și de două ori 5864. Păi și ce înseamnă chestia asta? Nu înseamnă simplu, foarte simplu. Da! Deci 7b asta înseamnă... Asta am vrut să vă zic. Zim, 7b egal cu... Deci 7b, 7b este egal cu... imediat... 3b... 3B plus 5864 ori 2. 5864 ori 2. Și înseamnă că 5... nu, 4B, 4B, scuzați. Da, că rămâne 4B, corect? 4B egal cu... Cum calculăm? Stați puțin să calculez eu. Nu, să știți ce șmecherii fac eu. Egal cu 5864 ori 2, da? Da. Împar prin 2. Și aici rămân 2B. De ce să mulțești până să par la 4? Da. Nu pierd timpul. Și rămâne că 2B egal cu 5864. Da. De un B simplu va fi egal cu 5864 împărțit la 2. Adică este egal cu... 2B este egal cu... 2... 9... Este egal cu 5864... 3... 2B... 2... B. Așa. B egal cu 2932. Și trebuie să aflăm cât e A și B? Asta era. Pe B l-am aflat. Hai să... Și înlocuim sus. Și atunci A va fi B plus... A minus... Deci vine că A egal cu B. A este egal cu... B plus 5864. Adică, egal cu 2932 plus... Gata, am făcut, mi-a dat gata. Nu important asta, dar uite-te, vreau să remarci frumusețea ghișițiului. Spune unde ți-a plăcut. Scoate în evidență lucrurile tale ale ghișițiului. Plus 5864. Egal mai departe, cu 2 și cu 4, 6. 6 și cu 3, 9. 8 și cu 9, 7. Și 8. Și 3 și cu 5, 8. 8796. Deci iată că avem că A minus B face 5864, da? Da. Că A... spune-mi, repet încă o dată, unde ți-a plăcut ghișițiul? Care este partea foarte tare? Aia, acolo, la... Asta e. Aici. Da, aici, aici este tare. Eu îmi dau seama. Că zice așa, dacă pe A, da, îl măriți cu suma celor două, adică îi pui încă o dată un A și că încă B. Asta e suma. Deci când ne-am pus lui A, care era ăsta, încă o dată A, care se compunea dintre cine? Dintre un B și 5864 și plus un B, așa i-a dus pe B, toată asta care rezultă e de 7 ori B. Toată care rezultă e de 7 ori B. Și atunci spun, am în construcția asta un B, 2, 3 și plus de 2 ori 5864 este egal 7B. Și deci de aici rezultă că 4B fac 5864 ori 2, am scurat prin 2, 2B fac atâta, B egal cu foarte tare. Aici este tot. Dacă... Deci ce trebuie să vedem noi? Trebuie să citim cu foarte multă atenție problema. Acolo e baza problemei. Acolo e? Da. Asta e secvența. Dacă o știi pe aia, poți rezolva problema. Totul, totul, pur și simplu. Deci da. Ochiul nostru, ochiul, mintea noastră n-a putut să se descurce. Și a spus, fă tu ceva ca să priceapă și ochiul. Adică să vină și ochiul să participe. Da? Să vadă șmecherile. Dacă ochiul să ajute mintea, să ajute gândirea ta. Da, ca să vezi mai bine ce acolo, că poate un cut și anumite litere și zici, ai, bă, nu pot să le... Deci nu se vede foarte bine cum da. Se raționez.
Că dacă eu spuneam așa, fără să figurez nimic pe tablă, spuneam, mai adaugă lui ea suma lor A plus B, da, încât să fie de 7 ori B, nimic nu observam. Da. Dar dacă am figurat că A înseamnă B plus atâta, și lui A construit, îi mai adaug A plus B, adică încă o dată A și B-ul, toată construcția asta, acum e de 7 ori B. Da? Toate de 7 ori B. Și atunci eu mi-am permis să spun că în 7 B am 1 B, 2 B, 3 B și de 2 ori 2500. Ăsta e miezul problemei. Hai să spunem clar, să prietenii noștri să înțeleagă. Că dacă pe asta o poți pune în evidență, gata, e problema spartă. Ruptă-i, țăndă-i făcută problema. Da. Dacă nu-ți vine în minte chestia asta, n-ai cum. Ești pe din afară. Ești pe din afară și stai 3 zile și nu rezolvi. Poți să plângi lângă problema aceea. Da, plângi lângă problema. Și n-ai nicio șansă. Așa, dragilor, ne oprim aici, mai facem o pauză, mai reluăm după aceea. Da. A fost o perioadă foarte frumoasă, a fost și intervenția aia din Italia. Asta mi-a încărcat bateria, mi-a umplut inima de bucurie, pentru că proful online trăiește din asta. Adică el, sufletul lui este cel care, mă rog, întinerește când vede că reușește să ajute pe atâtea lume de oriunde ar fi aceștia. Da. De oriunde din lume. La revedere pe moment. Vom continua.